Insider Politic. Bun găsit, sunt Sebastian Zacman și vă invit la Insider Politic. Un primar liberal a pus sectorul 6 al capitalei pe harta marilor succese la alegerile locale. A fost ales cu peste 70% din voturi, cel mai mare procent din București și din PNL la nivel național. În 2020 a învins PSD sprijinit de USR. Drept răsplată a oferit un loc de viceprimar unei doamne din USR. La alegerile de duminică nu s-a mai luptat cu PSD, ci exact cu doamna din USR. Așadar, în decurs de 4 ani a învins și PSD și USR. Care a fost cheia succesului? De ce PNL a performat în sectorul 6, dar nu s-a impus în capitală? Cât de greu se lucrează cu Nicu Șordan? Ce șanse are liberalul Ciucă la prezidențiale? Răspunde liberalul Ciucu. Așadar, doi lideri PNL despărțiți de o singură vocală. Începem. Domnule Ciucu, bine ați venit la Insider Politic. Bine v-am găsit. Cum se explică succesul dumneavoastră? Cum ați reușit să ajungeți la peste 70%? În primul rând, este vorba despre echipă. Cum am ajuns în primărie, am reorganizat primăria și am adus pe poziții de top și de middle management oameni cu foarte, foarte multă experiență în sistemul public. Pare un răspuns corect politic acesta. Acesta este adevărul. Când ai un partid în spate și nu ești independent, ai acces la resurse umane de calitate. Și foarte mulți dintre colegii mei lucrau deja în administrația publică, în diferite ministere, agenții și a fost ușor să-i transferi. Perfect legal, perfect normal. Le-am cerut să vină alături de mine, au venit și cu ei am făcut treabă. Asta. Dar cum i-ați convins să vină totuși? Că oamenii din minister nu prea își lasă posturile de acolo să meargă la primăria de sector. Am adus oameni din ministere și agenții nu doar că erau membrii PNL, ci și oameni care nu erau membrii PNL. E foarte simplu. În momentul în care erau pe poziții de execuție, le-am oferit poziții de middle management, adică poziții intermediare de management. Dacă erau pe poziții de șef birou de middle management, au devenit directori adjunct sau directori. De-ați promovat, practic. I-am promovat, practic, și acolo unde s-a putut, am dat și acel spor de 5% pentru din fonduri europene. Cât se mai câștigă într-o primărie, așa, în primăria dumneavoastră? Depinde, între 6.000 de lei și salariul meu este undeva la 19.000 de lei, un director are undeva la 14.000-12.000 de lei. Net sau brut? Net. Nu, scuzați-mă. Net. Deci ăștia sunt banii în mână pe care... Brut, scuzați-mă, brut. Totdeauna fac confuzie între net și brut. Totuși, brut. Încă nu vă ridicați la nivelul unei corporații. Nu, scuzați-mă, nu. Acești bani, cred că sunt, dacă eu am 19.000 de lei în mână, atunci și iau undeva la 12-14.000 de lei în mână. Deci, net. Net, da. Deci e o salarizare totuși decentă, bună. Decentă, dar să știți că oamenii aceștia își merită salariul, pentru că au adus foarte multe fonduri, au făcut foarte multe proiecte, au muncit de dimineața până seara. Într-o corporație ar fi fost plătit dublu sau triplu pentru performanța pe care au avut-o. Acesta este unul dintre motive. Al doilea motiv pentru care cred că oamenii mi-au acordat iarăși încrederea este că încă din primele săptămâni de când m-am ales primar, simțeam presiunea timpului, simțeam că nu am timp, aproape mă sufocam că nu am timp și am demarat foarte multe proiecte. Am luat să văd ce proiecte aveam deja pe masă, lăsate de la fostul mandat, le-am continuat, este doar normal. Am apăsat pedala de accelerație pe ele ca să fie finalizate rapid și am dat drumul la multe alte noi proiecte și nu proiecte mici, proiecte mari. Dați-mi niște exemple. Da, și pentru oamenii din țară, ca să înțeleagă. Drumul Valea Largă, drum nou de la zero, cât două tronsoane din prelungirea Ghencea. Un proiect mare. Drumul Osiei, un parc, cel mai mare parc făcut de la zero după 1989, parcul Liniei de 8 hectare, care va avea 24 de hectare la sfârșit. Deci, îi spune parcul Liniei pentru că trecea o linie ferată? Așa e strada Liniei. Mie îmi plac toponimele care au o rezonanță în realitate. Adică nu sunt foarte nebunit după nume care n-au legătură cu locul. Și dacă așa se chema asta de linie, i-am zis parcul Liniei și toată lumea știe acum ca parcul Liniei. Ați amenajat și faleza, să-i spun, nu? Sau da, este doar prima etapă. Da, este doar prima etapă. Acum am scos la licitație și trebuie să atribuim lucrările de execuție, că avem deja gata proiectare pentru insula lacului Mori, împreună cu digul lacului Mori. Aici vom avea facilități de plajă, ducem insula la nivelul apei, vom avea sporturi nautice la debarcader fără motor, pedaling, caiacanoe, bărcuțe și așa mai departe. În cât timp? În 2 ani, pentru că este foarte mare terenul. Deci în 2 ani și ceva. Bun, dar în următorul mandat... Cu siguranță, cu siguranță. Anvelopări, foarte multe școli. Deci undeva la jumătate din școli. Avem undeva 68 de unități de învățământ.
jumătate ori au fost reabilitate, consolidate, reabilitate, eficientizate energetic și construcții noi, grădinițe noi, două grădinițe noi, o creșe, cea singura creșe după 1989 publică de stat. Și multe alte proiecte. Acum pot să trec printre toate, dar sunt chiar multe. Și, aveți și critici, totuși, cel puțin în mediul virtual, care vă acuză că, că ați devenit arogant de când sunteți primar. Ce le răspundeți? Întotdeauna am fost așa. Asta sunt. Așa, arogant, adică? Unii zic că sunt arogant. What you see is what you get. Mi-a zis Cătălin Drulă de la USR la un moment dat, Ciprian, tu e singurul politician care își cerți electoratul și care și la și care ține. 70%. Și la care ține. Dar le spun oamenilor, pentru că și eu am așteptări de la ei. Normal că ei să ai așteptări de la mine. Este absolut normal. Pentru că de-aia m-au trimis să muncesc, să le fiu primar, dar și eu vreau ca să am așteptări de la ei, pentru că suntem împreună o comunitate. Nu suntem separați. Aveați acest, apropo de Cătălin Drulă, aveați acest profil mai degrabă de primar userist sau de politician userist, de noua generație, tânăr, care colaborează bine și cu societatea civilă, cu influencer, care prinde în mediul online. De altfel ați și guvernat, să spunem, sectorul 6 alături de USR. Dar eu vin din societatea civilă. Exact. Dar ați fost ales acum cu 70% din voturi, însă alături de PSD. Pe viitor nu o să vă afecteze această asociere? Nu este ceva la care eu puteam să spun nu. Ai două opțiuni. Ori mergi pe strategia partidului tău, ori spui că nu mergi și te dai afară singur. Da, și atunci, în contextul în care am guvernat, PNL a guvernat, Partidul Național Liberal a guvernat cu PSD, în contextul în care pentru un primar este important să-și facă mandatul și să aibă uși deschise la guvern, în contextul în care vreau să fac un spital și sunt foarte dependent de DSP și de toate Ministerul Sănătății și așa mai departe, ca să de asigurări de sănătate, în contextul în care am făcut parcul liniei cu sprijinul unui ministru PSD. Care? Grindeanu. Deci ați avut o relație bună cu domnul Grindeanu? Am avut o relație bună cu orice ministru. De la PSD? De la PNL sau de la PSD. Nu, dar și de la USR. De la PSD. Nu contează asta pentru un primar. Pentru un primar nu contează, dar pentru unii politicieni contează. Pentru un primar este important să-și facă proiecte, să-și servească comunitatea. Nu este important pentru un primar de la ce partid e. Dacă el îți obții mai repede un aviz, dacă poți să obții niște proiecte guvernamentale, asta este important pentru un primar. Pentru că trebuie să livreze, nu să stai să te cerți cu miniștrii. Ați învățat această lecție de la domnul Bolojan? El avea această teorie. Pentru primar e important să aibă o majoritate, indiferent cu cine o face, și să pună în practică ideile pe care le-a promis. Pentru un primar este important să nu pierde timpul degeaba, timpul comunității, și să-și maximizeze rezultatele, pentru că politica este arta de a face lucrurile posibile. Așa a zis Bismarck și eu cred în chestiunea asta. Dacă faci politică, nu faci acolo să te duci și să te iei de miniștri, să-i ataci așa mai departe, ci te duci pur și simplu să-ți faci mandatul, să-ți faci proiectele și inclusiv prin mijloace politice, nu doar administrative, să obții ceea ce ai nevoie să obții pentru comunitatea ta. Dacă vrei să te cerți, ok. Te duci în Consiliul General, cum am fost și eu, și cred probabil că am fost cei mai acizi consilier general din istoria... În epoca doamnei Firea, chiar. Exact. Poți să și în Parlament, e ok. Acolo nu ai niciun fel de constrângere, pentru că acolo nu trebuie să livrezi ceva palpabil dintr-o funcție executivă. Dar dacă ai o funcție executivă, trebuie să-ți înțelegi funcția și trebuie să-ți maximizezi rezultatele. Și de aceea eu, care sunt de altfel un tip coleric, și am și eu valorile mele și nu toate îmi vin foarte ușor. Să nu credeți că e așa, da? N-am niciun fel de apăsare. Cu toate astea trebuie ca să-mi temperez acele caracteristici, să mă schimb, să-mi pun pălăria de primar sau fața de primar și să mă duc să deschid uși la guvern. Cum știți că guvernul mi-a trecut o hotărâre de guvern de curând, în ultimele două săptămâni, săptămâna trecută chiar, prin care se înființează spitalul din sectorul 6 ca entitate juridică. Dar spuneți-mi puțin despre acest spital. Care-i planul? Păi planul este că este singurul proiect matur de spital din București după foarte mult timp într-un oraș în care avem spitale construite în interbelic și care au risc seismic. Deci este un proiect strategic nu doar pentru primăria Sălui 6, este un proiect strategic pentru București. Dar matur ce înseamnă? Adică matur la faza de machetă? Sau... Păi nu. Eu am văzut autostrăzi desenate pe hârtie cu marcare colorate, frumos. Nu. Spitale regionale care se construiesc de 15 ani. Da. Nu suntem în filmul acela, că n-am venit cu o machetă. Eu am venit cu terenul care există.
foarte multe studii de fundamentare, documentație de urbanism sunt deja realizate și adoptate, am deviat rețele, am îngropat fire de înaltă tensiune și am deviat rețele de gaz, deci am eliberat terenul de sarcini și cel mai important, am obținut finanțarea. Deci am obținut din fonduri guvernamentale sau europene? De la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pe 30 de ani, la o dobândă foarte, foarte bună, că nu mă împrumut pentru panseluțe, ci mă împrumut pentru un spital, deci asta este diferența. Și datorită faptului că în acest moment avem și autorarea de guvern care înființează spitalul candidată juridică, că el nu există în acest moment practic, mi se deschide drumul către finanțări guvernamentale și europene. Asta este foarte important. Deci este cel mai matur proiect pentru că acum tot ce avem de făcut este să lucrăm la caietul de sarcini. Este un caiet de sarcini foarte complex, complicat, greu, pentru că va include partea de proiectare, execuție, echipare și mentenanță. Deci patru componente într-unul, este, se cheamă Fidic Argintiu, acest moment în care nu-l faci pe bucățele și totul este integrat, cu fluxuri de pacienți, cu cele 20 ceva de secții pe care le are. Și totul este foarte bine gândit în acest moment și am cam tot. Voi fi dependent exclusiv sau vom fi dependenți exclusiv de procedurile de atribuire. Aici, care era ideea? Eu puteam cumva să obțin acești bani și de pe piața internă. Dar m-am încăpățânat să luăm acești bani de la o bancă de dezvoltare internațională, ca să existe un supracontrol și pe toată echipa mea și pe consultanți, să fie e fel ca un fel de commitment device, în română un dispozitiv de să te asiguri că se întâmplă, da? Și că se întâmplă bine. Adică un supracontrol, să nu fie niciun fel de ingerință, să nu mai zică cineva, domne, mai dau un telefon, că cine știe, nu. Acest proiect este atât de important încât să fie perfect. Adică licitații transparente și absolut corecte. Deci totul ține atât de mult la el și îmi face parte din ceea ce îmi doresc foarte mult, când n-aș permite să fie deturnat în astfel de... În cât timp va fi gata? Păi, în acest moment lucrăm la caietul de sarcini, undeva spre toamnă, iarnă, vom scoate lucrurile la licitație. Licitația va dura vreo 6 luni, cel puțin, cu contestații, cu tot, deci vorbim de un an până atribuim contractul, după care o să fie un an de proiectare, că n-ai cum să proiectezi un spital mai repede de un an. Și construcția? Încă 2 ani, deci cam 4 ani. Deci cam până la finalul următorului mandat ar trebui să fie în picioare, da? Exact. Nu știu dacă o să fie funcțional. Nu, dar măcar ridicat. Nu construcția mă sperie, ci ceea ce mă sperie cel mai mult mă sperie. Nu e că mă sperie, dar unde va fi cel mai mult de muncă va fi la partea de proceduri. Medici angajați, medici formați profesional să urmeze acele proceduri și medici formați profesional să folosească acele echipamente. Dar va fi în subordinea primăriei sectorului 6 sau în subordinea primăriei capitale, a Ministerului Sănătății? În acest moment, că spitalele sunt împrăștiate peste tot în România. În acest moment el este în subordinea primăriei sectorului 6. Va fi operat de către noi în acest moment. Dar, printre altele, noi facem o analiză de sustenabilitate, adică de durabilitate în timpul proiectului și asta înseamnă că vom decide dacă cel mai bine este să fie admisat de către ASSMB, de la PMB, deși nu prea am încredere că nu merge deloc bine acea instituție. Care se ocupă, da, cu coordonarea spitalelor din București. Asociația Administrația Spitalelor din București, exact. Unde are deja 19 spitale. Dar este o soluție. Sau să fie admisat de către guvern. Dar la ceea ce mi-au explicat experții care au lucrat la studiul de fezabilitate, au zis, dom'le, ți-am făcut un Ferrari și nu vrei să-l conducă unul care de-abia și-a luat carnetul sau care are nu e foarte bun în trafic. Asta a fost comparația pe care au făcut-o. Și de aceea mă gândesc foarte serios să creăm o administrație a spitalelor în subordinea Consiliului Sectorului 6 sau chiar o companie. O companie municipală, absolut transparent, cu cei mai buni oameni pe care putem găsi pe piață, care să administreze această entitate. Domnule Ciucu, vă așteptați ca Nicușor Dan să obțină aproape 50% la alegerile locale? Vreau să-l felicit pe Nicușor Dan pentru rezultatul obținut. Mă așteptam să obțină, să câștige. Dar nu vă așteptați la un scor atât de mare? Nu mă așteptam la un scor atât de mare. Cum vă explicați? Domnul Nicușor Dan s-a situat pe partea simbolică a campaniei, adică cred că e unul dintre puținii politicieni alături de președinte care poate să nu vorbească despre realizări sau program și poate să vorbească despre valori. Și dacă m-am și uitat la unul din clipurile domniei sale și spunea, aceste alegeri sunt despre valori. Adică a zis-o
in your face, ai zis-o direct. Și atunci am mutat discursul despre problemele Bucureștiului către simboluri, către ceea ce el spune că reprezintă și poate chiar reprezintă, și așa mi-explic. Bun. Pe viitor, PNL ar trebui să-i voteze proiectele lui Nicușor Dan în Consiliul General sau ar trebui să rămâneți într-o opoziție alături de PSD? Eu sunt primar și știu cât de important este să ai majoritate. Și aici ceea ce spun este fix poziția mea, nu este poziția partidului, pentru că nu s-a luat o decizie în acest moment. Spun doar cum aș acționa eu, cel care a susținut majoritatea timp de aproape 3 ani cât de zile. Cât a fost președintele PNL București. Da? Și pentru care n-a spus niciodată măcar mulțumesc. Dar asta este. Deci nu există nicio comunicare între dumneavoastră și Nicușor Dan? Da, să le luăm pe rând. Da, eram la zona cu majoritatea. Cu majoritatea. Eu cred că Partidul Național Liberal ar trebui să facă... există două posibilități. Ori se duce alături de Nicușor Dan și în acel moment faci parte din putere, coordonezi companii municipale, îți asumi anumite direcții, pui viceprimar și ești alături de domnia sa. Cum a fost în ultimii 4 ani? A fost în ultimii... 3 ani și jumătate. Exact. Ceea ce este o opțiune. Și a doua opțiune, o altă opțiune este să te duci pe fight și zici, critici absolut tot, nu-i votezi nimic, îi blochezi mandat. Mai este o opțiune. Ce ați face dumneavoastră? Eu ce aș face, eu pur și simplu i-aș vota proiectele, da. N-aș bloca orașul, dar aș fi asertiv. Adică i-aș spune. Ați spune condiții? Nu. I-aș spune ceea ce merge și ceea ce nu merge. Da. Dom'le, nu poți să spui că ți-am blocat mandatul, nu poți să spui că ți-am blocat orașul. Este și responsabil să nu blochezi orașul, dar acolo unde lucrurile nu merg, o spui. Când ești la putere, nu poți să spui, pentru că e vorba de încredere. Da? Și atunci, ok, se votează bugetul, se votează proiectele. Când nu livrezi, rămâne doar pe patul primăriei și nu mai poți să dai vina pe Consiliul Local. Și, deci îți asumi, practic, conducerea orașului. Da, îți asumi. Deci, eu îți asigur ție voturile să-ți faci mandatul, dar vezi că n-ai făcut acea reformă și sunt, practic, eu n-am văzut în acești 4 ani nicio reformă la modul real în București. Lucrăm cu aceleași instituții și organigrame state de primul mandat al domnului Oprescu. O reformă a aparatului administrativ. Absolut, absolut. Păi sunt 80 și ceva de instituții în subordine. E un monstru administrativ care a rămas fix la fel. Eu, de exemplu, prin comparație, am desfințat două instituții, le-am reorganizat pe toate, pe servicii publice, pe baza unor analize funcționale, nu așa. Am eficientizat, da, așa asta, 250 numai la DGASPC. 250 de oameni a stat afară? 250 doar la DGASPC și nu am desfințat niciun serviciu social. Ce înseamnă asta? Am crescut eficiența. Da, cum te n-a ieșit scandal? Păi n-a ieșit scandal pentru că chestia asta se fac la început de mandat și se fac cu cap. Iar eu, nu uitați că am fost președinte ANFP. Știați legea, adică? Știam foarte bine procedurile. Da, da, unii contestă, dau în judecată, nu știu. Știam foarte bine procedurile. Nu doar eu, ci și echipa mea. La poliția locală. Deci spuneți că un primar care vrea să facă reformă, o reformă nu înseamnă să dai oameni afară. O reformă înseamnă să eficientizezi serviciile, să le calibrezi ca să fie mai bune. Că vorbim de salubritate, de poliție locală, de siguranță, de orice. La poliția locală am dat 100 din 400, deci un sfert afară și am dat drumul la angajări iarăși după un an ca să atrag oameni tineri și le-am pus și probe sportive ca să poată să-și facă... Le-am dat și eu cu ele și le-am luat și eu ca să le arăt că nu sunt foarte grele. Și în acel moment a venit guvernul și mi-a blocat posturile și am apucat decât vreo 40 să angajez din 100 și acum aștept ca să ne completăm schema de personal. Adică astfel de lucruri se pot face dacă există o aplecare și dacă ai știința guvernării. Asta vreau să spun. Adică eu nu i-aș bloca niciun caz mandatul, dar aș cere reforme. Și acolo unde nu știe pot să-i arăt. Nu eu, ci cu Partidul Național Liberal. Acolo unde nu știe cum se face, că nici eu nu le știam pe toate, dar mi-am... Nu, cred că varianta corectă e mai degrabă eu, Ciucu, pot să-i arăt decât PNL, pentru că PNL a luat 12% în București, de-abia mai a obținut o primărie de sector. Dumneavoastră deja aveți... Domnul Zahman, un om nu este mai important decât un partid. Noi suntem 6 organizații de sector cu foarte mulți oameni competenți. Nu pot eu să zic că am luat un scor bun, gata, mă văd mai important decât partidul din care fac parte. N-am care e relația dintre dumneavoastră și Nicușor Dan? Sau spuneți-mi cum a decurs relația asta în ultimii 4 ani, de la primar general la primar de sector? Eu am fost foarte entuziast.
Adică mi-au aminte când a câștigat, vedeam așa că era ca o fereastră de oportunitate și aveam o grămadă de speranțe, așa cum când mă gândesc, cum mă emoționez la acel moment. Erați amici înainte de politică? Nu eram amici, dar ca și acum, credem în aceleași chestiuni și în momentul de față, adică nu ne separă foarte mult valorile. Bine, le puțin mai conservatori, eu sunt ceva mai liberal în ceea ce privește valorile care țin de conștiință. Dar în rest, da, este un om integru și eu mă consider un om integru, adică nu suntem foarte diferiți cu ceea ce cu viziunea cu privire la oraș. Și eram foarte, foarte încrezător. Și după ce am câștigat, chiar dacă dânsul a susținut-o pe Violeta Alexandru împotriva mea, am zis, nu contează, ce a fost, a fost, nu ține încă, hai să fiu lângă tine, hai să asigur majoritatea, hai să dăm drumul la treabă. Și tot sprijinul meu s-a concretizat în blocarea vreo 8 sau 10 proiecte importante ale sectorului 6. Și de aici vă dați seama, am fost absolut surprins de lipsa de comunicare, de leadership, de neimplicare. Niciodată n-am primit un telefon să mă întrebe, băi, primar de sector, ai și tu o problemă, poți să te ajut cu ceva? Fiecare ne facem bugetele la noi în debara, în luna noiembrie, nu există o planificare strategică a investițiilor la nivelul orașului. Și vă dați seama că din poziția de președinte pe PNL București era doar normal să îl mai întreb. Măi, omule, da. Mai ales că e asigurat majoritatea. Exact, e doar normal. Și toți susținătorii lui începeau să mă atace că Ciucu vrea să ia locul, că Ciucu îl atacă pe Nicu Șordan. Păi nu, stai puțin, e asigur majoritatea. E doar normal să îl întrebi, da? În momentul în care și eu m-am retras puțin, l-am închis, n-am mai zis nimic o perioadă lungă de el, am plecat din poziția de președinte PNL București și lucrurile nu au evoluat într-o direcție în care niște oameni care sunt în același oraș și reprezintă același oraș și aceeași administrație practic să colaboreze. Adică n-am avut o relație de colaborare, am avut în schimb foarte multe blocaje. Simțiți o presiune acum din partea partidului după acest scor imens de 70 ceva la sută? Mai vreau să zic ceva. Vă rog. La Nicu Șordan. Eu îl respect pe Nicu Șordan și funcția pe care o ocupă. Eu încă mai sper. Știu că oamenii nu se schimbă, dar poate... Ați avut un schimb de replici acum după alegerile astea? Nu, nu, n-am nimic? Vorbit. Ultima oară am vorbit la Micuțul la podcast. În campania. Nu plec încărcat negativ. Da? Bine, nu-i mai dat niciun cec în alb, cum i-am dat. Dar nu urăsc pe Nicu Șordan, Doamne ferește. Îmi doresc o colaborare cu primarul general care să fie și interesul sectorului 6. Îmi doresc, la modul sincer, această colaborare. Dar vorba aceea, textul tu tango, adică nu pot să fac un tango de unul singur, că arăt ciudat. Veți candida la primăria capitalei peste 4 ani? E printre proiectele dumneavoastră? Dar nu știu ce să zic acum. Poate mai dorește domnul Burduja să candideze, poate sunt alții, nu, e prea devreme acum ca să îmi anunț candidatura, mi se bun, pare dar nici nu excludeți serios. Această variantă. Adică, în mod normal, un primar care ia 70% la un sector, trebuie să facă un pas înainte, nu spre primăria capitalei. Stați puțin să vedem cum arată mandatul ăsta, stați puțin să fac spitalul ăla, stați puțin că mai sunt o grămadă de lucruri de făcut înainte și vă mai zic ceva. Și acum sper să nu se uite colegii mei la emisiune, da. Sigur, nu se uită. Mă refer și din PNL sector 6, ca să nu se sperie. Nu știu dacă mai vreau. Nu mai vreți să faceți politică? Păi, stați puțin. Sunteți la început, domnul Ciucu, sunteți tânăr, am aflat al doilea mandat. Cum să nu mai vreți să faceți politică? Eu nu sunt actiat după putere. Și ăștia 4 ani, pe plan personal, nu au fost și mai fericiți din viața mea. Ca să fie foarte clar, adică am muncit atât de mult și stresul este atât de mare, încât dacă în 8 ani... consider că sunt cu conștiința împăcată și că am respectat votul oamenilor și că le-am livrat ce am avut, ce am promis și mi-am făcut datoria față de societate, poate vreau să fac altceva cu viața mea. Da, dar aici rămâneți în istorie ca politician. Mi-e dor de, acum mă gândesc, mi-e dor de viața mea de dinainte, de consultant și de ONG-ist, în care eram tot timpul la conferințe, la Manchester, la Bruxelles, la Roma, la Tbilisi, în Georgia. Mi-e dor de viața aia. Pe aeroport, nu? Pe aeroportul. Îmi scriam un raport, mai seam un training. Deci, dacă nu ești chitit să te îmbogățești, dacă nu ești
genul acela de politician, să știți că nu e foarte... De ce am să candidez? Că nu mai suportam să cum arta orașul, da? Și ce se întâmplă în oraș. Ok, dacă peste 4 ani zic, domne, asta a fost și sunt mulțumit cu ce am livrat, sunt absolut ok. N-am mai fost la munte, nu mai țin minte, da? Nu mai... Nu, mă apuc să citesc... Mergeți acum, că vă convocă partidul. Să, da, și mă apuc să citesc o carte, pe la jumătate renunț. Deci, nu e mare fericire pe plan personal să fii primar. O să vedem atunci. Nu e exclus să candidez dacă nu o să fie opțiune mai bună și cred eu că pot să reformez cu adevărat orașul, nu e exclus să candidez. Nici nu o să mă bat foarte activ în următoarea perioadă sau în următorii ani ca să candidez. Deci acum eu mă focalizez pe acest mandat, să termin proiectul cu Lacul Mori, proiectul cu Liniei, să-mi termin școlile, trebuie să reconstruiesc Moisilul, trebuie să reconstruiesc PTTR-ul de la Irinei, trebuie să continui cu anveloparea, trebuie să fac spitalul, poate facem plângere a liniei de metro pe modelul Daniel Băluță, că avem aceea situație. Adică asta este ceea ce mă preocupă acum, administrație. Ați pomenit de Sebastian Burduja, care mai putea candida în 2028. Ați fost ironic? Mm. Cu 7%? Oamenii au candidez? Timp să crească și să reinventeze, dacă este cazul. De la 7%? Și are potențial. Bun, trec peste ironiile dumneavoastră. Nu sunt ironic. Altfel, cum vă explicați? Nu, totuși... nu să-mi vorbesc colegii de rău. Dar în momentul în care eu... Chiar nu sunt ironic. Adică poate să mai încerce, da? Are un timp acum, în perioada următoare, la dispoziție și poate să muncească și... Și poate să se inventeze. Pentru mine, în exterior, pare greu de crezut că domnul Burduja poate să crească atât de mult din moment ce el singur, da, candidatul Burduja n-a luat nici 8%, iar organizația a luat 12%. Trebuie să faci un salt imens ca să te bați cu primarul în funcție sau cu ce partid ori mai fi atunci, în condițiile în care USR a câștigat alegerile pe București. Da. Eu sunt aici, se pare că o să câștige și George Tuță la sectorul 1, practic. Da. PNL și-a dublat rezultatul în sectoare, că am avut un scor foarte... Un singur sector, acum avem 2. Vreau să ajut și pe George Tuță să-și consolideze mandatul, cum și eu am fost ajutat de colegii mei liberali, pentru că aici este partea interesantă. Știți că acest brand de administrație liberală, tot vorbim noi despre el, se bazează pe relații foarte apropiate între primari, prin liga aleșilor locali pe care o avem și învățăm unii de la alții. De fapt, este transfer de know-how care se practică în PNL. Despre asta este. Dacă domnul Ciucă, de fapt nu, întreb altfel, va suna domnul Ciucă, va felicita pentru această victorie categorică după alegerile locale? Ne-am văzut în seara în care s-au anunțat rezultatele și m-a felicitat atunci. Și deja ne văzusem. Dacă domnul Ciucă vă spune acum, bănuiesc că vorbiți la pertu, nu? Dacă... Eu cu domnul Ciucă? Da. Dânsul cu mine, da, cum e și normal, eu nu-mi permit să vorbesc cu dânsul la pertu. Vă spune domnul Ciucă, domnul Ciucu, după scorul acesta de 70%, ar trebui să preluați organizația București. Ce-i răspundeți? Nu pot să preiau în acest moment organizația București. De ce? Am fost acolo, știu cum este, nu e nimic care să... nu știu cum este. Poziția de președinte PNL București, PSD București, USR București este o poziție mai degrabă decorativă. Decorativă? E cea mai mare filială din țară. Nu. Este o poziție decorativă pentru că el are un rol de coordonare. Da? Deci nu poate să impună decizii la nivel de birou de București sectoarelor. Dacă un birou de sector zice vreau ca să mă aliez cu ceilalți sau să fac altă politică... N-ai tu ca președinte ce să spui. N-ai ce să spui. Da. Și atunci nu mai îmi doresc poziții decorative lipsite de putere. Eu sunt în politică și am învățat că puterea o exerciți acolo unde o ai, nu unde crezi tu că o ai sau sper să o ai. Este mai puternic ca primar al sectorului 6, fără să vă mai legați la cap cu această funcție de președinte al PNL București? Eu, cât am fost președinte PNL București, n-am putut să dau o linie politică, da? Nici măcar n-am putut să susțin un candidat sau altul la alte sectoare. Deci nu este o poziție pe care să mi-o doresc pe actualul statut. Pe actualul statut, nu. Pentru că și la fel este și la PSD, la fel este și la USR și este unul dintre motivele pentru care Bucureștiul n-a mai dat politicieni puternici la aceste partide în ultimii mulți ani. Da? Pentru că fiind organizații slabe pe care ți le ia la pachet, da? Uite, PSD sector X din București vrea ca să ducă cu Moldova din la alegeri interne, vreau să zic, din PSD. La fel și la PNL. Și atunci cât nu poți să ai organizație coerentă pe sectoare, pe Consiliul General,
nu mulțumesc, am văzut despre ce este vorba. Eu nu mă duc doar să fiu paratrăsnet. Dar după 7, cât a luat 8%, domnul Burduja mai poate rămâne președinte de filială? Asta este decizie pe care trebuie să o ia domnul Burduja, biroul pe București, trebuie să o ia partidul la nivel național, pentru că știți foarte bine că întotdeauna, fiind și organizații slabe la toate partidele, de obicei naționalul partidelor, nivelul central al partidelor, are un cuvânt puternic de spus. Nu sunt eu cel care să decide acest lucru. Vă întreb altfel, dacă ați fi luat 7,8% la alegerile pentru primăria capitalei, ați demisionat? Nu știu ce mă întrebați. Păi e logică întrebarea. Ați fi întrebat? Dacă zic că... Sincer, ați fi demisionat, asta credeți. Deși nu puteți să o spuneți. Nu știu dacă aș fi demisionat sau nu. E clar, am înțeles răspunsul. Domnule Ciucu, există mafie imobiliară în sectorul 6 și o să vă rog să-mi răspundeți după o scurtă pauză de publicitate. Revenim. Ne-am întors. Domnule Ciucu, unul dintre mesajele principale ale campaniei lui Nicu Șordan a fost acesta. Mafia, lupta cu mafia imobiliară. În sectorul 6 există mafia imobiliară? În sensul italian al cuvântului? Sau... În sensul nicușorist al cuvântului. Ce e mafia imobiliară? Că vorbim despre dezvoltatori care mai scapă câte o șpagă la un funcționar. S-au scăpat, că pe mandatul meu am cam schimbat pe zona de urbanism și a de schimbat în mare. Deci existau probleme pe urbanism în sectorul 6? Le-am găsit și eu. Existau probleme, dar mici. Adică nu poți să zici că era o corupție generalizată. Dar sau... ce înseamnă această corupție? Adică dădeași pagă ca să mai construiască un etaj? Sau... Da, ceva de genul ăsta. Nu aveau recepție la timp, ziceau că sunt recepționate, montau clausuri, după aia fugeau cu ele acolo, montau în altă parte, ce s-a întâmplat în tot orașul generalizat. Ce montau? Parcări de tip claus, de aceea spre etajate. La recepție erau acolo, după care le luau la următorul bloc. Ce recepție acolo, dar asta se zva cu amenzi. Deci, orice, când ești ultraconservator pe dezvoltare, indiferent că este vorba despre proiecte private sau despre proiecte publice, atunci vezi, când dai un ciocan în mână, vezi peste tot cuie. Eu nu mi-am simțit, deși trăiesc în continuare la bloc, la mine, în drumul Taberei, nu m-am simțit amenințat de o mafie, n-am primit niciun fel de amenințări. Și am respins din prima și am dat și mesajul până să se întâmple, să mi se dea șpagă, să vină către mine. Am zis, nu veniți, că nu e bine pentru nimeni, nici pentru mine, nici pentru voi. Și au primit acest mesaj, se știe că în sectorul 6 nu se rezolvă probleme cu bani și cu șpagă la primărie, cel puțin la mine și la oamenii pe care am în care am încredere. Și mi se pare puțin periculos să continuăm acest tip de mesaj. Și vă zic și de ce. Statul nu este în stare să construiască locuințe. Un oraș trebuie să se dezvolte. Se dezvoltă dacă vin oameni în el. Altfel ei pleacă afară. Mai mult apar business-uri. Da? Vin bani la buget pe care noi întoarcem în calitatea vieții oamenilor. Un oraș în care pleacă populația și nu-și permite o locuință de 70.000, 80.000, 100.000 de euro, care sunt prețuri acceptabile pentru București, atunci acel oraș are probleme. Deci, mi se pare foarte periculos să continuăm cu acest discurs al urii. Evident că fiecare dezvoltator, și n-am găsit dezvoltator, și n-am găsit, și asta le reproșez și eu de foarte multe ori, care vrea să facă ceva frumos și de calitate. Nu, toți vor ca să-și maximizeze profitul. Da? Deci n-am văzut acel dezvoltator încă. Poate o să apară la un moment adică dat. Adică folosesc materiale ieftine. Nu, nu, nu. Proiectele sunt... Mici. Multe etaje, aglomerație, se duc, vor derogări și nu le mai dăm derogări, da? Prin puduri, prin puzuri, n-au mai fost vădate puduri. Adică la mine a fost foarte simplu, domnule, nu mă opun dezvoltării, dar hai să o facem legal. Adică este nici să oprești dezvoltarea cum opriți Nicu Șordan, nici să fie dezmățul de pe vremea Gabrielei Firea, nu ai să fie doar legal. Vrei să faci un, nu știu, 2000 de apartamente? Păi scuză-mă, dar înainte vii și îmi faci și o școală acolo. Și dacă vrei un pud pentru asta, pui școala și prima recepționare, școala și după aia apartamentele. Și se întâmplă asta în sectorul 6? Da. Se întâmplă categoric. Am mai multe exemple, am votat anumite puduri cu condiții să facă facilități de educație. Nu poți după aceea să vinzi, îți pui palma în fund, scuzați-mă, și lași toate problemele primăriei, că noi nu avem capacitatea să ținem cu toată această piață, cu toate acești bani, nu avem capacitatea administrativă să ținem pasul cu ei. Și mai e o chestiune pe care trebuie să o înțelegem. În afară că faptul că pleacă banii, banii n-ai cum să-i ții, banii sunt în mișcare întotdeauna, dar ei vor să se reproducă și să ne mulțească.
Așa este în capitalism. Dacă vrem să schimbăm sistemul politico-economic, ok, ne întoarcem în comunism, dar în capitalism banii pleacă. Au plecat din București și problema care este? Se duc unde? În Ilfov. În Ilfov. Ce se întâmplă acolo? Știți că noi uităm și la ce se întâmplă în lume și în Europa, pe zona de încălzire globală. Este mult mai ineficient transportul cu auto individual care pune și presiune pe trama stradală să se construiască în Ilfov, mai multă poluare, mai multă ineficiență energetică și dioxid de carbon în aer plus plumb, decât în mediul urban în care construiești pe verticală, este mai eficient, vii cu niște politici de mobilitate mult mai clare, pe care eu nu le-am văzut. În mediul la tine în oraș poți să controlezi. Când pleacă din oraș, nu mai poți să controlezi. Și atunci haideți să nu ne mai, opunem. Evident, și eu simt foarte mult la patrimoniul cultural și istoric. Dar nu orice magherniță este patrimoniu cultural și istoric. Nici eu nu vreau să am turnuri în centru, dar hai să ne oprim dezvoltării pe verticală, cum se dezvoltă orice oraș mare din lumea asta. Suntem într-o paradigmă ultraconservatoare în acest moment, care a blocat dezvoltarea și mai mult. Blocurile astea, cum le fac acești dezvoltatori, cum le-au făcut și comuniștii, domnule, sunt super eficiente din punct de vedere energetic. Da? De ce? Că le încălzești centralizat. Și atunci, dacă te duci pe sprawl, dacă te duci pe acea împânzire a comunelor și orașelor din jurul Bucureștiului, care sunt vreo 30 și ceva, e mult mai ineficient să le încălzești. Mai mult, m-am uitat și eu la o grămadă de podcast-uri și am citit cărți despre acest subiect. După 15 ani, aproximativ, până în 20 de ani, după ce aceste noi zone rezidențiale s-au construit, devin foarte ineficiente economic. Pentru că oamenii aceia și consiliile județene, localitățile, nu au bani să le întrețină. Da? Pentru tot tipul de utilități, de la stradă până la lumină și până la orice. Deci eu cred că ar trebui cumva să tragem o gură de aer rece și să înțelegem conceptele, nu doar să ne facem că le înțelegem și să începem să promovăm agresiv doar politici ultraconservatoare pe zona de dezvoltare. Adică, hai să... înțelegeți, adică, evident, totul legal, evident, protejând ceea ce este de protejat. Doamne ferește, da? Evident, da. Acum suntem între două extreme, între extrema Gabriela Firea de atunci în care... Se construiește totul oriunde. Exact. Și extrema Nicușor Dan în care nu se mai construiește nimic. Da? Ceea ce apelul meu este către primarul general în special să vină cu planul de urbanism general. Da? Să punem ordine în urbanism prin acest plan și să îmi deblocheze pus zona 17, care este o zonă mixtă, în care vom avea spital, grădiniță, școală, teren de sport, parc. Că acum, eu ce am făcut? Aici, de exemplu, zona aceasta 17, coprinsă între Ghencea și Timișoara, bulevardele Ghencea și Timișoara, poate să fie un dezastru urbanistic în acest moment. Și m-am apucat să fac un pus de reparație, un pus corect, un pus care urmează strict valorile clamate domnul Nicușor Dan. De 3 ani este blocat în semnătura domniei sale. Deci eu vreau ca să repar cu aceeași instrumente. Dom'le, un pus nu e ceva rău. Un pus e ca un cuțit. Poți să-ți faci de mâncare cu el să tai ceapa sau poți să omori pe cineva. Deci un pus inițiat de o dată locală, cum este primarul solului 6, care vrea să repare lucrurile, nu înțeleg de ce este blocat. Adică ori facem treabă și facem ordine, ori nu mai facem. Acest scor foarte mare obținut de Nicușor Dan în cursa pentru primăria capitalei, credeți că îi va schimba planurile? Va candida, va intra în cursa pentru alegerile prezidențiale? Nu știu. Nu o să știu. Nu știu ce are de gând să fac. Așa, pe flair politic. Nu știu. Habar n-am, nu știu. Domnul Ciucă va fi candidatul PNL la alegerile prezidențiale? Da. Va fi? Da. Sunteți sigur? Da. Asta chiar știți? Da, asta da. Mă aștept să fie, da. Este președintele partidului. A scos un rezultat bun. Și la locale și la europarlamentare? Da, ești chiar bun. Bun. Peste așteptările dumneavoastră. Domnul Rareș Bogdan spunea în campanie că trebuie să scoateți 25% la locale. Deci inclusiv pe așteptările domniei sale. Ale domnului Ciucă? Da. Da. Ceea ce e ok. Da, da. Și ce face? Acum vii cu un alt candidat, îl scos din pălărie, iar discuții, iar... Da, de ce să nu fie domnul Ciucă? Și are șanse să câștige alegerile prezidențiale? În contextul în care USR este în această vrie și criză de leadership, eu de acolo vedeam principala problemă pentru noi. Că împărțați electoratul de drept. Exact. În acest moment, cred că are șanse la modul serios. Vedeți o finală Ciucă versus Ciolacu? Văd o finală Ciucă versus oricine. Ciucă versus oricine, dar de obicei PSD intră în finala prezidențială automat.
Credeți că pot fi surprize aici, pe partea stângă? Eu cu analiza politică stau mai prost. Nu cred, că vă pricepeți la analiză politică, ne știm de multă vreme și am discutat despre proiecții de viitor. Da, cred că Partidul Național Liberal trebuie să dea președintele. Și cred că în acest context Nicolae Ciucă, așa cum l-am cunoscut eu, știți că n-am avut întotdeauna o relație foarte așa cu domnul Ciucă, dar ne-am învățățit-o pe parcurs, pentru că ne-am început să ne cunoaștem. Ciucă, Nicolae Ciucă, așa cum am cunoscut eu, domnule, e un om bun, e un om bine intenționat. Nu e un ticălos Nicolae Ciucă, cum îl portretizează unii. Câteodată mă uit, omul pe care știu eu că e președinte partidului meu și cum îl văd eu, ce-mi cere mie. Nu cere decât să faceți treabă. Respectați legea. Niciodată n-a zis nimic altceva. Cred că are profilul moral pentru a fi un președinte corect și bun. Asta este ceea ce cred. Vă pare rău pentru Cătălin Drulă? Da. Vă pare. Da. De ce? Iar... Pentru că era un politician din generația dumneavoastră care îmi pare rău. I-am și zis, modul ăsta de a face politică în care după atâția ani de zile, mă refer, și de 12 ani această mișcare care s-a sfumat în partid, doar spui că ia-s răi și se repezi că sunt răi, răi, răi și după care pleci de la guvernare, nu ți-asumi mai mult, nu spui cum ai face tu, nu vii cu alternative și doar să blochezi și să critici și așa, cred că e ușor isteric și ca abordare și ca tip de limbaj folosit. Cred că nu mai ține. Am mers la Traian Băsescu acum mult timp, dar ar rămâne aceeași paradigmă blocat, fără ca să poți livra. Eu, dacă eram în locul PSR-ului când au plecat de la guvernare pe motivul Angel Salini, da, versus mă duceam și negociam. Ce negociați? Câți prima oară aveți, băi, liberalilor? Păi 1000. Mă, eu am 7. Aveau 50, mă rog. Sau 50. 50, da. În fine. 7 e important. Da. 50. Dublu fondurile la un sprijinul pentru un primar USR față de cei 1000 ai voștri. Era mult mai pragmatic, asta vreau să zic. Și îl ajutam și pe Coliban, îl ajutam și pe Viziteu și pe cineva. Deci credeți că asta a fost marea greșeală a USR, că a ieșit de la guvernare atunci? Cred că a fost o mare greșeală. Și faptul că au persistat, domnule, nu poți să te cerți cu toți, pentru că un partid poate să ajunge să guverneze, mă băgați analiză politică acum, poate să guverneze în două situații. Unu, are putere efectivă și ia 50%, sau doi, are putere de negociere. Păi tu când îi ataci pe toți, puterea ta de negociere este foarte mică. Pentru că nu puterea de negociere, de alianță. Puterea de alianță. Te izolezi, practic. Partidul cu cea mai mare putere de alianță din istoria României este UDMR. Dar are o putere de alianță imensă și tot timpul a fost la guvernare. Așa a ajuns la putere. Și atunci, dacă tu dai în toți împrăștiat și așa, putea să se aleagă. Dom'le, ori dau un PSD și mă aliez după aceea cu PNL, ori dau un PNL și mai cu PSD. PSD-ul. Da, aici era incompatibilitate. Dom'le, cu am ajuns la final, mai avem ultima rubrică. Vă ofer două variante de răspuns, am ales doar politicieni. Alegeți. Emil Boc sau Ilie Bolojan? Haideți, domnule. Păi m-am dus la amândoi după ce am câștigat mandatul și mi-am luat, nu lumină, dar mi-am luat sfaturi care chiar au fost foarte utile. Cum să aleg între Boc și Bolojan? Deci amândoi. Haideți că vă mai dau o șansă de la PSD de data aceasta. Daniel Băluță sau Robert Negoiță? Cu amândoi am colaborat bine, dar mult mai apropiat am colaborat cu Daniel Băluță. Daniel Băluță. Gigi Becali sau Dan Șucu? Becali e cel cu FSB-ul. FCSB. FCSB. Vă întreb altfel, FCSB sau Steaua atunci? Haideți, domnul Zagman. Vedeți că e greu. Dacă ne-ați spus să răspundeți la prima întrebare... Cum să nu fie greu, dar întotdeauna Steaua. Dar Steaua e în sectorul 6 sau evident, sectorul 5? Evident, două echipe sunt în sectorul 6 și Rapid și Rapidul e doar cu un trotuar în sectorul 6, nu? Rapidul e cu sediu și cu blocurile din Giulești, nu câteva case. Deci Rapidul e tot în sectorul 6. Clotilde Arman sau Elena Lasconi? Elena Lasconi. Elena Lasconi. O vedeți candidat la prezidențiale? Da, ar fi și frumos să avem o candidată femeie. Data aceasta. Piedone, actorul sau primarul? Actorul... Bart Spencer. Bart Spencer, exact. Bart Spencer. Deci actorul. Marcel Ciolacu sau Mircea Joană? I-am cunoscut pe amândoi. Fiecare au calități diferite, dar au calități.
Oricum, de la mine e foarte greu ca să obțin aici un răspuns, pentru că eu sunt primar și trebuie să am o relație cu bună premierul. Și cu premierul și cu toată lumea. Și cu viitorul președinte, ați vrut să spuneți? Nu, n-am să spun asta. Cu domnul Ciucă deja am o relație foarte bună. Dar pe domnul Ciucă îl vedeți candidat la prezidențială? E posibil să candidez. E posibil să candidez. LCK, adică Laura Codruța Căveși sau Maia Sandu? Cred că Maia Sandu. Maia Sandu, da. Politicianul, adică. Politicianul, da. Dacian Cioloș sau Cătălin? Amândouă, de altfel niște doamne foarte curajoase. Dacian Cioloș sau Cătălin Drulă? Drulă. Vlad Gheorghe sau Nicu Ștefănuță? Nu știu. M-a sunat Nicu Ștefănuță că o falcă încerc și n-am pământ, că de ce e coadă mare în Grozăvești. Și am zis, pentru că am făcut nu știu câte adrese către AEP, să-mi dea voie să fac 15 secții acolo, nu 2. Dar n-ai voie din cauza faptului că se raportează la populație și nu la populație de studenți, la vize de flotant. Și atunci, pe lege, n-ai voie să faci mai multe secții. Era frică că nu intră în Parlament și că e vina mea. Și, domnule, nu e vina mea. Eu am făcut tot ce a ținut de mine ca să fie bine. Domnule Ciucă, asta, la final. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și vă mai aștept aici la Prima TV și la Insider Politic. Atât pentru prima parte. După pauză, scriitorul Mircea Dinescu încearcă să explice de ce românii din diaspora au trimis-o pe Diana Șoșoacă în Parlamentul European. Rămâneți cu noi, revenim. Bun găsit din nou. Cum a trăit scriitorul Mircea Dinescu un nou rând de alegeri? Bine ați venit, domnule Dinescu. Salut. V-a stârnit interesul ultimul scrutin? Nu. No. De ce să... N-am fost emoționat, cât uși de puțin. Știe, pe malul Dunării, acolo, vede altfel lucrurile. Știi, mai, dacă trăiești în simplitate și în, mai aproape de natură, știi? Și se pare atâtea lucruri zadarnice și... În fine. Și jocul ăsta al politic devine... și plictisitor, și lipsit de speranțe. Și nu cred că, cred că nu pentru mine, că eu nu, sunt mai bătrân, nu mai mă entuziasmez atât de ușor când e vorba de politică, știi? Dar, pe de altă parte, ar fi trebuit să existe în rândul tinerilor un interes, știi? România, după 30 de ani de capitalism făcut de activiști de partid, de securiști, de, mă rog, lumea amestecată, așa, ar fi trebuit să schimbe totuși personajele în această piesă care se joacă de atâția ani, știi? Să știți că au fost câteva schimbări, totuși tinerii au votat independenți, a reușit să ajungă în Parlamentul European Nicu Ștefănuță. Hai să fim serioși. Bun, câteva zeci de mii, nu mulți. Câteva zeci de mii. Ca și diaspora, după părerea mea, diaspora... părea acum câțiva ani că se va implica în... Ieșeau cu milioanele la vot, acum au ieșit puțin peste 200 de mii. 200 de mii din 6 milioane de oameni. E teribil, mi s-a părut ceva. Și aici se pune ori dezinteresul total pentru România, dezamăgirea evidentă, lipsa de speranță în viitor, da, se combină multe lucruri, știi? Dar cred că și asta, că aceleași personaje obosite joacă o piesă jalnică care are și părțile ei de lumea a treia. Dacă ne uităm ce am văzut de după desfășurarea votului, aceia cumpliți, de pe străzi, de pe holuri, da, pe trotuar în fața oamenii electoral au obosit. Părea că suntem o țară din lumea a treia care în sfârșit se votează și în acea țară, știi? E de necrezut totuși, știi? Dom'le, măcar asta s-a organizat, că România nu e organizată, e una, dar să nu ți organizezi propria ta alegere. Unii oameni au stat 35 de ore, 24 de ore în ființa de vot și apoi câteva ore. Numai, că li se dă niște bani, niște ceva mărunțiși, așa, în orice caz. Mulți auzi că nu mai vor să audă, știi? Jenant. Cum vă explicați totuși victoria categorică obținută de coaliția PSD-PNL? Există o inerție. Pe de altă parte, n-a existat o adevărată opoziție română, ce a
în ce constă? În niște băieți care se îmbracă în tricolor, țipă, mârie, deci nu avem ceea ce se cheamă o opoziție, una constructivă și două ea dătătoare de speranță, că despre asta e vorba, știi? Noi am intrat în capitalism într-un mod incredibil, știi? Pe care, cum zic eu, nu l-a prevăzut nici Marx, știi? Un capitalism făcut de clasa politică, de activiști de partid, securiști și, mă rog, și biznițari. Da? Cam așa a început capitalismul în România. Foști directori de întreprinderi, nu, care s-au privatizat în combinațiile astea cu serviciile secrete. Dar era deja criza comunismului. Deci am prins criza comunismului în piept și am început printr-o criza capitalismului. Deci la noi criza n-a venit târziu cum a venit la alte state. Știi că există o dezamăgire de formele astea ale capitalismului și în țările dezvoltate, nu? În Franța, în... Ia cătă ce se întâmplă. Extrema acum. Dreaptă, în Franța a câștigat. Extrema dreaptă, nu numai în Franța. Și în Germania, țări și în Austria. Europene, da? Dar noi am luat-o în piept de la început. Și atunci săracii s-au consolat că sunt săraci, bogații trăiesc în altă lume decât noi, că își cumpără apartamente în Dubai. Sunt și tâmpiți, după părerea mea, știi? Nu v-ați mutat în Dubai? Doamne, Dumnezeule, da, am fost invitat de câteva, dar nu, n-am fost. Și nici nu vreau să mă duc. Într-o chestie artificială, deci în deșert, ăla și-au construit niște zgârie nori, de plastic mult, așa și... de neam prost acolo, știi, să ducă ăștia. Opulență. Da. Să ce, să te dai cu schiurile într-o sală, da, de, așa, și să stai pe malul... Nu, e mârlănie multă și să ai la dispoziție o asemenea țară cum e România. Totuși, România e o țară absolut binecuvântată. Râurile pe care are România, pădurile, munții, marea, știi? Ar fi trebuit România să fie chiar o țară râvnită de mulți turiști care încă nu vin și pe bună dreptate, pentru că serviciile... S-au descoperit-o, nu știu de ea, serviciile sunt deplorabile, trebuie. Întotdeauna propaganda asta a fost jalnică, cu o frunză, cu nu știu ce, cu... Frunza Elenei Udrea, da, mai amintiți? Da. Cu oameni care nu iubesc cu adevărat chestia, pentru că dacă ar iubi țara, am vedea pe Dunăre vapoare de croazieră. Totuși au trecut 30 de ani, da? România încă nu are un vapor. Bă, o țară în care se varsă Dunărea, care are cea mai lungă distanță de Dunăre, așa, nu are un singur vapor de croazieră unde să ducă oamenii să doarmă și să plece la Viena, da? Și să viziteze din când în când, să oprească de-a lungul. Una, asta cu Dunărea. Marea Neagră, la fel, a căzut pe mâna unor, iarăși, bandiți, toate blocurile alea ale comunismului au fost cumpărate pe... Hoteluri. La hoteluri, în fine, pe nimic, refăcute. Șpăgi. Este o păcăleală continuă, știi? Mi-a ajuns să fie frică să mănânc la un hotel din România. Te rog să mă crezi, da. Dar ați avut experiențe neplăcute sau? Mai să știi că am avut și experiențe neplăcute. În general, la micul dejun e același felie de cașcaval cu salam de Sibiu și măsline. Da, ceva trist. E foarte tristă chestia. Și nu am încredere. Aici ar fi trebuit să existe adevărat un control, nu de asta așa. La noi sunt niște, iarăși, ăștia care controlează niște bandiți sinistri. Își cumpără funcțiile. Să știe. În general a început capitalismul rost cu cumpărarea de funcții. Și în spitale, de exemplu, ca să lucrezi la un spital, să știe cât trebuie să dea un medic tânăr, cât trebuie să dea o asistentă medicală, cât trebuie, și femeie de serviciu. Am pățit chestia asta la un moment dat. Am vrut să angajez fiica unui om care lucra la mine la așa, voia să lucreze la un spital în Craiova. Și am vorbit cu cineva și mi-a zis, domnule, păi nu directorii angajează, trebuie ăla care e șef. Asta se întâmplă acum vreo 20 de ani, dar asta că e continuă. Costă femeie de servici, costă cam
3.000-4.000 de euro, știi? La vremea respectivă. La vremea respectivă, de dolari era de atunci. Asistenta cam spre 10.000, un medic, 15.000 sau 20.000. Am rămas absolut uluit, știi? Păi și acum, n-ați văzut, lunile trecute a fost cazul cu primarul din Mioveni, care încerca să angajeze într-un spital fiica unui cunoscut, un șeful poliției locale, și tranșa era cam de 30.000 de euro. Deci s-au dublat prețurile. Pur m-am aflat cât costă să fii șef de, să controlezi un oraș, da? Cum sunt ăștia de la... De la ANAF sau așa? ANAF, da. De la, da. 300 de mii de dolari era. Vă dați seama că oamenii trebuia să-și recupereze banii după aia, din șpăgi. În fine, această corupție mică, poți să zici mică, dar nu e mică. De fapt, roade la încheieturile societății noastre. Și de-aia cine pleacă din România intră într-un alt sistem. Eu când am fost cu maică mea, fie țărâna ușoară, într-un spital din Germania și am văzut cum arată un spital în Germania, am fost șocat. Asta când se întâmplă? Asta în anii 90, 91. A, deci imediat atunci după 91, 90. Da. Maică mea a făcut leucemie, pe o depresie, cât eram eu arestat la domiciliu, fratele meu a orbit, în fine, și a făcut leucemie. Probabil că era ceva. Era foarte scump în Germania, am avut noroc că mie mi-a apărut o carte acolo, am avut mare succes, în fine, și era șeful Partidului Liberal, Lambsdorff îl chema, pe care l-am cunoscut foarte bine, traducătorul meu a spus, dar uite, poetul i-a dat o carte a mea, ar vrea să-și intereseze mama. Și Lambsdorff s-a ocupat de chestia, a plătit, nu știu, n-am... Dar era într-un spital privat sau... Nu, spital de stat. Din Germania, dar unde costa oricum. Măi, când am plecat din spitalul din România, unde colcăiau WC-urile, așa, paturile, totul, în fine... Nu existau branule, de exemplu, dar asta până târziu, cât era... Eu, de exemplu, am făcut... Mi-a dat cineva un telefon că are nevoie niște branule, că și-a internat mama la un spital și nu, spitalul respectiv n-avea branule. Pe vremea când era Oprescu la spitalul... Universitar. N-a ajunsese un politic Oprescu. Și am dat telefon că știam, era băiat ăsta de comitet, cum ar veni. Dom'le, niște branule. Și mi-a dat două sacoșe de branule. Gândește-te, era 90, în fine. Dar când am ajuns în acel spital, asta vreau să spun, și am văzut cum pe hol există pe tot spitalul aparate să-ți iei ceai, nu cu bani, nu să plătești. La noi e și acolo, e o negustorie într-un spital. Vă spun o întâmplare din spital, acum, recentă, luna trecută, într-un spital la Baia Mare, trebuie să plătești ca să te uiți la televizor. Și trebuie să bagi 5 lei pe oră, sau nu mai știu, un preț din ăsta. Vă dați seama? Da, da. Deci de acolo s-a găsit statul sau spitalul. Și sunt vânzători ambulanți, vântuie pe acolo, pe spitale, vânzători ambulanți de orice, și de mâncare, și de îmbrăcăminte, și de săpunuri, și de așa. Și acolo era, deci, erau astea ceai, cafea, mă rog, apă rece, patul în care ești, toate paturile sunt pe rotile. Deci, când te duci să-ți faci analizele într-un spital românesc, în lift, dai în ăla care vine cu tot soiul de punga, cu urină, cu nu știu ce, cu vizitatori. Este ceva. Deci holul unui spital românesc te îngrozește. Da? E bine, acolo te ia o soră medicală și te duce cu pătuțul până la locul unde îți ia sângele, te duce nu știu ce. Adică este o atmosferă, sau de o muzică clasică pe hol, poți să asculti Mozart sau nu știu ce, știi? Era de necrezut. Dar unde era asta, la Berlin? Sau? La Berlin, da. Într-o altă lume. Și aia nu era o excepție. Asta este spitalul, adică are... într-un hol era o expoziție de pictură. În fine, pentru că mai e și chestia, ca să te faci bine, trebuie să stai într-un mediu plăcut, știi? Dacă ești stresat... Să ai o atitudine pozitivă, nu? Mâncarea proastă, știi? Apropo, ți-e frică să mănânci, trebuie să vii cu mâncare de acasă, trebuie să... E ceva cumplit. Deci, măcar ăștia, vreau să spun că capitalismul a ajuns acolo la un nivel unde
nu ești umilit, știi, aici de... La noi după 30 și ceva de ani, ia ce era, târâm după noi, știi, cadavrul comunismului, știi? Ați reușit să o salvați pe mama dumneavoastră atunci? N-am reușit pentru că era într-o fază avansată. Știi ce, care a fost drama? Medicul mi-a zis să nu-i spun care leucemie, că de obicei leucemicii știu că e o boală foarte gravă și că mor repede, dar dacă ai în tine energia de a te face bine, poți să o prelungești, să mai trăiești 10 ani sau unul. Și eu nu i-am spus asta. Mi-a zis, mama, ai o boală, dar ia cât, avem medicamente, am dus-o de 2 ore, așa. M-am împrietenit cu Lambsdorff, în fine. El ce făcuse, de ce am ajuns la Lambsdorff? Cât eram arestat la domiciliu, Werner Zöllner a fost la el și au, domnule, un poet român, nu știu adică care... traducătorul dumneavoastră. Da, e arestat la domiciliu, nu știu eu, să nu-l omoare Ceaușescu, știi? Și Lambsdorff, Partidul Liberal în Germania n-a mai mare succes, era un partid micuț, așa, dar... Cam și acum dar, e la fel. Dar era cu... El era o personalitate, ăsta, nu numai că era un nobil german, dar era un om inteligent și un om ieșit din comun de... și el i-a scris o scrisoare lui Ceaușescu, că dacă Dinescu pățește ceva, nu știu ce, Germania va lua, deci retrage ambasadul, a plusat domnul Lambsdorff, știi? Și așa l-am cunoscut după ce mi-a apărut cartea, în fine. Deci, i-am spus că are o boală, am dus-o la Slobozia, a fost la asta de radiologie, la nu știu ce, în fine. Și era într-o stare foarte bună, știi? Și când mă duc odată în visă la ea la Slobozia, îmi spune, mamă, știi că eu am leucemie. Zic, de unde? Ce am văzut la televizor. Era o emisiune de asta și spunea leucemie și și-a dat seama, știi. Când a aflat chestia asta, a capotat. În 2 săptămâni a murit. A căzut psihic. Da. Deci poți să mori dacă... Culmea e că aveam eu un vers pe vremuri. Tu crezi că mori și iată începi să mori și mâna scade ca un pai pe ape. Deci sunt oameni care au vrut să moară și au murit, măi. Și oameni care... Au dat să... cutif la morții și au luptat să trăiască. Au păcălit moartea. Poți să-ți păcălești moartea. Dar credeți că se poate muri de inimare? Cum? Se poate muri de inimare. Păi asta este cunoscută chestia. De ce? Că sistemul nervos cedează și atunci aici la biblică e toată chestia. Te îmbolnăvești pe o dramă de asta și pe o depresie de asta, te îmbolnăvești de inimă, ficatul, nu mai funcționează cum trebuie niciun organ, de fapt, știi? Că noi credem că astea au legătură, știi? Fiecare organ al nostru are stilul lui de a fi și de a intra cu tine într-o armonie. Într-o zi mă dura foarte tare piciorul și cum călcasem, în fine. Băi, și la un moment dat și aici am făcut, am fost gata, te rog, lasă-mă dracu în pace, că am... Băi, am dat așa de două ori, uite, mă închin pe cuvânt de onoare. Băi, m-a lăsat. Și-o fi zis genunchiul ăsta al meu, băi, gata, hai. Deci, se poate. Că s-au întâmplat miracole, nu? Miracole de-a lungul celor, eu știu, 5.000 de ani de când știm noi că... S-au întâmplat miracole pe chestie psihică, da, pe... Ne întoarcem puțin la alegeri, domnule Dinescu. Cum vă explicați că Diana Șoșoacă a intrat în Parlamentul European trimisă cu voturile românilor din diaspora, din străinătate? Spectacolul pe care îl dă Diana Șoșoacă de câțiva ani, de 4-5 ani, nu? De 3 ani jumătate. 3 ani jumătate. A intrat așa în Parlament, da. Mie mi s-a părut că seamănă cu ce am văzut eu în copilărie, în obor, și că există vin chivuțele alea care se ceartă între ele și își ridică fusta. Fă firea aia, dracu, mânca mea, nu știu ce știi. Eu am văzut chestia asta la Slobozian. Mă duceam cu bunicul meu, bunicul meu era mare grădinar, și eu la 6-7 ani mergeam cu el la obor, vindeam semințe de flori, de nu știu ce, legume. El se ducea în piață la mai bea ceva, mai agăța câte o femeiușcă pe acolo, era și curvar și bețit. Avea trecere la femeie. Da, avea trecere, dar era foarte simpatic așa ăla. Și am asistat la scandaluri de-astea, cu soape de-astea care veneau așa.
La ei e o femeie foarte interesantă, că ea nu e o femeie proastă, ea... E avocat de profesie. E avocat, cred că a avut biblioteca ca să a citit așa, dar are un temperament de ăsta, cum să spun, seamănă cu datea de, din evul mediu, știi, de... energia ei, ca să zic așa, negativă, știi? Deci țopenea ei, ca și la obor, când se certau alea, tot oborul venea să se uite cum se ceartă chivuțele, știi, da? Așa și ea, ea și-a făcut din asta o formulă, cred, știi? Pe care a exacerbat-o, n-a mai știut să o oprească, cred că a fost și o șmecherie la mijloc, știi cum să te faci tu, stai cu minte în Parlament, da, a fost un interes electoral, a fost un plan de campanie. A fost o formă de manifestare care nu s-a mai oprit, pentru că ea, dacă nu ajungea la chestia asta cu bărbatul, toată mizeria aia... Ați zis ce bărbat scoasă... a candidat independent și el. Da, păi și el intra dacă nu... că voia să se lipească la aur, nu știu ce a făcut până la urmă. Probabil a fost și o înțelegere cu aur. Da. Ea era prima donă, da? Nu s-a mai putut opri din istericale și din aia, dar a devenit un personaj. O parte a poporului român s-a întrebosit de modul ăsta de a fi. Știi că ea îți mai spune adevăruri în toată chestia asta, știi, în mârlăniile alea pe care le scoate, aia scoate și pe gură câte un trandafir așa, așa, și a căpătat în diaspora, în orice caz. Nu numai ei, și ăia de la ora au știut să profite, știi, de dezamăgirea oamenilor. Dezamăgirea oamenilor, să vină, domnule, vin ăștia, știi, românași, de-ai noștri, care... și a ajuns săraca, zic săraca, pentru că mă gândesc acum în Parlamentul ăla european, n-a avut totuși un personaj de categoria asta. Eu am spus despre ea că e, de fapt este o guristă de-asta care cântă la o cârciumă de cartier și acum a primit un angajament la Scala din Milano. De la Lehliu Gare a ajuns la Scala din Milano. La Scala din Milano, să fii la Bruxelles, în miezul Europei, știi? Și va auzi lumea de România, în sfârșit. Da, nu așa cum ne dorim noi să audă. Nu așa cum ne dorim noi. Dar e o parte din România, trebuie să recunoaștem. Da, sigur. Fiecare vot e important și e egal. Că ea place, mai ales în zona oamenilor mai puțin educați sau a oamenilor dezamăgiți. Da, cu frustrări. Da, cu frustrări. Și atunci, nu cred că ea se va schimba acolo. Nu se va domoli. Va zice, domnule, în sfârșit am ajuns... Nu. Este... Bine, e și ea ce merităm într-un fel. Știi că noi, totuși, clasa politică n-a știut să-și crească cum spunea Marin Preda, lupii tineri, monșer, lupii tineri. Băi, de noi zicea că eram când aveam 23 de ani, da? Puneam, băi, trebuie să veniți voi lupii tineri la putere, știi? Lupii tineri nu prea există. Există de ăștia, când ăștia de oraș în partidele politice românești. Unul dintre lupii tineri de viitor și-a rupt dinții deja, Cătălin Drulă. Era preferatul dumneavoastră. Da, Drulă mi s-a părut un băiat deștept, înțelegi? Avea și o atitudine. Păi și-a rupt dinții că aici e și greșeala lor, că n-au știut să-și selecteze cu adevărat și-au luat tot soiul de cățelandri și ei, de cucoane ciudate de uite și acum, știi, adică pleacă Drulă și vine doamna aia care s-a certat cu fiică sa la televizor. Deci pentru ea a fost o lansare faptul că fiica ei a târnosit-o pe acolo prin dintr-o dată a devenit un personaj și că e greu să devii personaj în această piesă, știi? Că sunt unii oameni de bun simț, nu știu, care n-au făcut carieră pentru că n-au știut să pluseze sau n-au... Că în România trebuie să faci ceva ca să... Mi-amintesc că așa era unul care a falsificat un los și a devenit celebru.
Cum a falsificat omul ăsta? Da, acum vreo 20 de... O gică la ce a făcut? Falsificase un lot. În mod normal trebuie să ajungă la pușcărie. El n-a ajuns la pușcărie, a ajuns la telejurnal, a fost chemat de alții, nu știu ce. Și o gică, dintr-o dată, devine un... erou național. De star de televiziune, fiindcă a falsificat un lot. Ăsta, primarul Bucureștiului care... Nicușor Dan? Nu, care mânca ceapă cu tot cu... A, piedone. Piedone care a început... Din fericire nu a ajuns primarul Bucureștiului. Nu, da. E doar la sectorul 5. Piedone, știi cum s-a lansat piedone? Lumea a uitat. Nu. Acum tot așa, vreo 20 de ani, a fost arătat la jurnal un bucătar cu o sită. Vezi, nu știu, domnule, noi uităm o istoria recentă. A venit cu o sită de asta de la bucătărie de când strecurat. Strecor supa, da. Să rămână. Cine și piedone a venit? Piedone a venit cu sita aia și a arătat că pe sita aia a apărut chipul Maicii Domnului. Da, mi-amintesc. Sorise smalțul din sită. Din sită, probabil n-a mai umblat și el cu sitașul și părea că e Maica Domnului. Minune. Primul, cum se întâmplă la noi la jurnale, două soluri de prostii, de înțelegi, nu știi ce e în lume, ce se întâmplă, în schimb, Africa, în sita unui bucătar a apărut icoana Maicii Domnului. Și așa s-a lăsat piedone. Da? Și el a continuat. Da, apoi a răsturnat arabele prin piețe, că era inspector pe la sectorul 6. Sunt niște imagini cu el care ia un miel și l-aruncă peste gard. Da, și cu copiii pe acolo, dar erau vorbiți toți, că mie îmi spuneau aia, bă, zic că... Făceați emisiuni pe vremea, nu? Mergeam la în piață, știam, bă, ce am văzut? Șeful, suntem pe el, pe felie. Nu? Le mai trăgea câte o palmă, le arunca marfa, nu știu ce... Spectacol. Și acum a făcut în campania, ați văzut acea fază cu hârtia, cu brânza, a cântărit hârtia. Acum, cântărea hârtia. Păi, de când e lumea și pământul, pune o hârtie ca să nu pui brânza direct. Așa se fura la cântar. Cum ar veni, te fura. Dar culmea e că hârtia e mai scumpă ca brânza. Un kil de hârtie e ușoară. Începe să coste mai mult decât brânza. Știi? Dar asta ținea. Acum la el e vorba de o strategie și la el. Poți să spui că are o inteligență artistică. A venit cu aceste chestii că știa că au succes, da? A mai avut câteva chestii. A spart ceapa pe colțul mesei. Da, da. Venea cu icoană, cu Sfântul Gheorghe. Din popor, da. Spărgea ceapa, nici nu o curăța de coajă aia. Da, mușca din ea ca din măr. Mușca de aia. Bă, de-al nostru, mă, român de-al nostru. Dar cine mănâncă așa ceapa? Dumneavoastră ați văzut, așa se mănâncă Nu se mai mănâncă. Ceapa se mănâncă, se sparge. Se sparge, tata, se desface în o muști ca pe măr. Da. Poți să o și muști dacă vrei, da. Și arăți că ești mai neau așa. Da, mă, e o chestie, mă, așa făceau strămoși și noștri. Și, da. Și în seara alegerilor a venit cu o cușmă din aia de dac. Da, da, aia părea indian, așa, nici ne băca n-al... I-a făcut cineva o cușmuliță așa mai frumoasă, știi? Cred că era din mătase, știi, nu știu. Săracu. Cum ar veni ele, dacul tipic, știi, rotofei. Bă, ea s-a aruncat un suliț, măi, nea caisă, știi? Da, în fine. Dar uite că a reușit să fie un personaj. Deci un om inteligent, de altfel, știi? Ceea ce nu e. Cu inteligență fiul, nativă. Fiul lui nu seamănă cu el. Abia putea să deschidă gura. Fiul lui că seamănă cu maică-sa, cred. Că nu știe, da? Nu, el e ca o cometă, bă, l-a dus în spinare o cometă mai mică, dar care nu știe să vorbească. Dar chiar și așa e și primar, acum în sectorul tău. Iată, și asta e un fenomen. Băi, de ce votați? Bă? Ăsta e, l-ați votat pe el. Piedone, că e simpatic, mușcă din ceapă, nu știu, dar pe ăsta de ce dracu? Că ăsta nu mușcă din ceapă, ăsta mai trage pe nas, mai să îmbată, mai să dă, ca toți fii de politicieni, știi? Are un milion la teșierea, să duce și el până în Dubai. Dubai, în fine. Era numele tatălui acolo, Piedone, numele care e un brand. Și al fiului și al sfântului primar Hamid. A plecat la plimbare. Deci avem asemenea fenomene, da? Funcționează. Da. S-ar putea să devină doamna Șoșoacă
un personaj european, adică să înceapă jurnaliștii să ia interviuri, să-și plătească dacă face circola la... Oricum e plătită foarte acolo. Bine, poate să strângă jumătate de milion de euro. Tu ți-amintești ce... nu ți-amintești, dar ai văzut că ești un om când... secretarul general al Partidului Comunist Sovietic a bătut cu pantoful la ONU în Hrușciov. Aia a rămas, dacă dau câteodată așa secvențe din istoria din ultimii 60 de ani, e și asta. Hrușciov care scoate pantoful și da, bate. Da, și bate, da? Așa și Șoșoacă, o să rămână, o să vedem Hrușov cu aia, Șoșoacă vârâi cu chiloții în doamna... Von der Leyen, care are viță nobilă, știți? Are viță nobilă, dar are un soț care a câștigat câteva sute de milioane pe... Afacerea cu vaccine. Aceste, da, și n-a pățit nimic. Eu tot o aștept pe... Doamna Chioveși? Madame Chioveși. Dar să știți că anchetează. S-o ia de... Da, nu cred că reușește. Deci corupția asta la nivel mare de tot, știi? E greu de nu să dau un gât unii pe alții, știi? N-ați văzut fosta vicepreședinte a Parlamentului European avea staj de bani de la Qatar cu campionatul mondial. Aia săraca, da, a lucrat pe față, știi, nu? Cred că cum noi avem staj de voturi, avea ea staj de bani, dar cred că doamna von der Leyen lucrează mai fin cu furăciunea. Da, dar iată că lasă urme, adică acolo cu contractul Pfizer chiar... Eu sper să se ducă de-a berbeleacu. Eu am fost șocat când această doamnă a luat un premiu pentru pace, un soi de premiu Nobel pentru pace mai mic din Canada. Păi cum să-i dai premiu pentru pace unei femei care spunea o să dăm Ucrainei 1 milion de obuze? Băi, nene, un om care e un criminal, participă la o chestie în care vor muri la 1 milion de obuze, că e foarte curios ce se întâmplă în Ucraina. Acolo sunt mai puțin morți decât... Deci un obuz nu omoară un om. Un obuz, în mod normal, omoară zeci de om. Dar să trag milioane de obuze... Sunt scuturi antirachetă. Da, nu, dar nu numai că sunt și astea de directe, omor. Da. E... E un fenomen foarte interesant și acolo, știi, de... Haideți să luăm o scurtă pauză, da. Domnul Dinescu, și revenim. Ne întoarcem. Ne-am întors. Domnule Dinescu, garnitura de români care pleacă în Parlamentul European, dincolo de Diana Șoșoacă, cum vi se pare? Să știi că pare la fel de jalnică. Dar pe altă structură, pentru că încă o dată, acolo chiar trebuie să trimiți niște oameni în care, în afara unor limbi străine învățate la perfecție, trebuie să știe ce înseamnă Europa și trebuie să știe că sunt purtătorii noștri de cuvânt și cei pe care ne bazăm să vină spre România, nu fondurile pe care România ar fi trebuit să le aibă. Agricultura românească, turismul românesc, multe lucruri depind de Bruxelles până la urmă, știi? Ori acolo sunt trimis la grămadă, e unul care a fost șoferul unui senator și acum 2000 de ani Caligula și-a făcut calul senator. S-a îndrăgostit de calul ăla care a arătat frumos și l-a făcut senator. Așa, bun. Dar la noi senatorii, când au ieșit la pensie, și-au băgat șoferii. E o involuție. Preferam calul. Da, da. Asta. Era, dacă aveam niște cai în senat, era perfect. Admiram cum... Așa. Deci, nu e un singur caz. Sunt mai multe cazuri de șoferi care au ajuns oameni poliție. Eu n-am nimic. E o meserie nobilă până la urmă asta de șofer. Dar ideea că tu, după ce ai zis să trăiești șeful sau nu știu ce, devii dintr-o dată, știi, iei locul șefului, știi? Oricum, ce purtător de cuvânt ai poporul român poate să fie ăștia într-un context în care trebuie să te lupți. Eu știu, de exemplu, că polonezii, care au reușit să ia bani de 100 de ori mai mult decât România. Bani europeni. Care au făcut niște autostrăzi, sunt în Polonia, au rămas șocat, știi? Cum arată Polonia după cum a renăscut cu bani europeni. Polonezii nu numai că aveau
niște oameni cu minte care îi reprezentau în comunitatea europeană, aveau un birou de băieți deștepți, specialiști în agricultură, în industrie, în turism, nu știu, că erau în cadrul, în afara ăstora, cu banii lor îi țineau acolo, care să știe ce proiecte să aducă, cum să se intervină la, în ședințele respective, știi? Au avut echipă, domnule, au ca la rugby, știi, au câștigat, nu numai că au luat toți banii cărora se cuvenea, așa cum, pentru țara pe care o reprezentau, dar au cerut mai mult și au reușit să ia mai mult. La noi, eu mi-amintesc că au fost ani în care nu s-a luat nici 10% din banii pe care se cuveneau României. Pentru agricultură, pentru, încă o dată, turism. Nici acum în canalele alea făcute pe vremea lui Ceaușescu nu curge apă din Dunăre, de exemplu. Unul este chiar la cetate. Era o stație, există și acum. Stație care e mai bătrână ca mine, cred că are 70 de ani. Nu e mai bătrână ca mine, eu am 74. Suntem din aceea generație. Mulțumesc. Deci, mă, nu curge apă. Să ai canale care duc în Dunăre și să nu arunci în aer motoarele alea vechi, care într-adevăr trebuie curent electric mult, să pui de-astea de eoliene sau ce, și să bagi apă gratis. E apa țării. Deci ei au vrut să cumpere fermierii apa și acum cred că unii o cumpără. Este o mare prostie. Dă-le, mă, apă gratis ca să înflorească țara asta, nu? Cred că ți-am mai povestit de bătrânul evreu care a venit la mine, la cetate, că mă văzuse la televizor și era tulburat de faptul că a văzut porumb pe malul Dunării la un kilometru care s-a uscat. Și acum, voi sunteți nebuni. Voi ori aveți inundații, ori aveți secetă. Voi n-aveți calea de mijloc. De ce nu se captează apa aia când vine peste oamenii în niște lacuri de acumulare și când e secetă s-o dați gratis la oameni, da? Cum e posibil să aveți râul ăsta, v-a dat Dumnezeu, v-a făcut un cadou uriaș, să aveți Dunărea și Delta Dunării? Păi ce, măi, tu crezi că noi ne batem cu arabii pe chestii religioase, că ei sunt cu Allah și Allah, noi cu Iahve. Și noi suntem cu ăsta, Moise. Moise. Nu, măi, ne batem pe amărâtul ăla de Iordan. Da. Pentru apă ne batem, să știi. Bun, deci România, încă o dată, este chiar o țară în care ar fi putut să fie, cum se spune așa, perla Europei. La noi abia s-a încoțopenit această clasă a fermierilor. Pe lângă mari fermieri, așa, care îți dau milioane, nu știu, există și o categorie de tineri ingineri agronomi care au avut inițiativa și au reușit să-și ia 200-300 de hectare, un tractor, s-au împrumutat la bănci, au pus case, râgași, sau în fine. Și la primul șoc ăsta cu grâul din Ucraina, au intrat în faliment. Vom avea foarte mulți tineri agronomi care nu au izbândit, știi? Ori în sate aveau, în satele românești erau ceea ce erau pe vremea comunismului, spuneau ăștia că sunt chiaburi. Chiaburii ce erau? Erau oamenii din sat înstăriți, care aveau multe foarte harnici și care mai angajau niște amărâți pe acolo, pe în sat, să-i ajute la așa. Dar acele câteva familii de țărani înstăriți reușeau să ducă în piețele Bucureștiului brânză, ouă, păsări, făină. La noi s-a întâmplat, avem mari fermieri și ăștia care abia începuseră sunt toți în picaj, știi? N-avem... Suntem o țară care puteam să dăm legume întregii Europe. Tu știi câte în 89, până în 89, când ieșeai din București, vedeai spre adunații copăcenii încolo, erau sute de hectare de sere cu roșii. La Calafat, la fel. Noi dădeam de mâncare rușilor, că rușii aveau mai multe tancuri decât găini pe vremea
comunismului. Ei și așa la un moment dat făcuseră socoteala că România ar fi trebuit să devină o țară agrară, complet agrară, să n-aibă industrie și să producă mâncare pentru țările socialiste. Țările socialiste. Neanicu a avut ambiț să facă industrie, știi? Cred că a fost ambițul lui sinucigaș, că dacă eram acum o țară de asta care produceam cu irigații subterane, cu chestiile astea, eram tare de tot. Dădeam chiar mâncare nu numai la țările estrice, ci la toată Europa. Că, cred că ți-am mai povestit și asta, că s-a încercat Ceaușescu, care avea relații bune cu Israelul, a chemat după metoda chibuțurilor, pentru că Israelul au reușit un fenomen uriaș în plin deșert acolo. Ei exportă legume, avocado, kiwi, în fine. Au cumpărat pământ din România, de la Giubega. Am stat de vorbă cu un bătrân inginer care mi-a zis: domnul Iescu, au venit aici din Israel cu niște mașini care scoteau cam 30-40 de centimetri pământ. Deci cel mai bun sol. Cel mai bun, da, de suprafață. Așa. Îl împachetau în niște saci albi cu sigilau, cu așa, și duceau cu avioanele. Și acel pământ, din acel pământ mâncăm noi acum avocado din Israel, din rădăcini. Dar făcute de oameni deștepți, de ingineri, de nu știu ce, chibuțurile lor, care funcționează și în ziua de azi. Ei au făcut atunci dintr-un soi de cooperative, așa, știi, când s-au început să încoțopenească puțin noua lor țară. De pe modelul ăla, de exemplu, au adus la Țăndărei, cred, niște specialiști să facă chestia asta. Cu irigații subterane, cu chestii utilaje de-astea moderne, știi, cu care apeși pe un buton și pe 100 de hectare picură la fiecare plantă, nu știu. În fine, a fost revoluția, nu e? Și mi-a povestit un domn de acolo că după revoluție, bineînțeles, marea ciordeală s-au furat toate țevile, sau aia care centrala aia la fel a dispărut și aia s-a dus la fiare vechi, da? Și când au venit acei ingineri din Israel într-o vizită în România, au vrut să vadă cum le funcționează capodopera. Și au văzut dezastrul ăla și au crezut că a fost război. Și am întrebat: domnule, a fost bombardament aici? Ce s-a întâmplat? Și zice: nu, a fost căderea comunismului și s-a furat. Și cum? Voi ați distrus-o singuri? Da. A fost războiul român-român. Și au plâns, mă. Că erau 5 ingineri, au plâns toți aia pe cadavru acelei povești. E, așa ar fi trebuit să avem noi după 35 de ani de capitalism, da? S-a făcut, că n-a avut niciun președinte un proiect de țară, nici Iliescu, că n-am avut poeți totuși șef de țară. Am avut, Iliescu era specialist în ape, Constantinescu specialist în geologie, nu? În pământ, în geologie, da? Așa, deci erau niște oameni ai concretului. Marinarul era specialist în whisky. Puteam să avem fabrici de whisky. Să spunem în mări și țări. Nu, dar era un om care a putut să țină un vapor, are cât 50 de angajați sau nu știu. Erau oameni care ar fi trebuit să se ocupe de țara asta, să întrebe: domnule, ce e aici, ce avem valoros? Pământul, clima, care ne ajută, apa, da? Și începeam așa cu... Ori s-au făcut praf, toate sediile IAS-urilor sunt făcute praf, da? În loc să fi spus așa: domnule, stați... Lui Iliescu cred că a fost frică să nu se zică că vrea... Că e comunist. Au lăsat să le... Îți dai seama ce s-a întâmplat dacă acei țărani care și-au primit pământul primeau și toate chestiile, tractoarele, batozele, toate alea ar fi trebuit să fie ale lor, nu să le dai numai pământul. Că bunicilor lor, când li s-au luat pământul, li s-a luat și din curte și căruța, și calul, și vaca, și plugul, și tot. A fost o prostie asta cu retrocedere, au făcut-o, au reparat o nedreptate.
au reparat o nedreptate cu altă nedreptate. Știi că au dat pământ pârloagă, pământul costa puțin, în anii 90 era 100 de mărci germane, un hectar de pământ. Adică gratis, știi? Bun. Și și-au vândut mulți, că n-aveau cu ce să lucreze, nu mai era nici dragostea de pământ. În 50 de ani de comunism s-a pierdut, știi? Când ei furau, de fapt nu furau, l-au de pe pământul lor la ce, dar îi băga în pușcărie și pentru porumbul pe care îl furau de acolo. Traistă de porumb. Deci nu s-a pornit anapoda toată chestia, știi? Petre Roma a zis că industria noastră este o morman de fiare veche, ce nu era adevărat. Înțelegi? Pentru că Ceaușescu, având relații cu Occidentul, reușise să aducă și tehnologie din Occident. Deci s-au făcut niște prostii și nimeni n-a plătit pentru asta, știi? Am ajuns la final, domnule Dascu. Atât pentru săptămâna aceasta. Ne vedem sâmbăta viitoare la o nouă ediție Insider Politic. Până atunci, gândește cu mintea ta. Insider Politic. Program disponibil pe primaplay.ro.